Bine v-am regăsit, dragii mei, suntem la Ziarul de Sănătate și astăzi vreau să vorbim despre remodelările corporale. Sunt necesare mai ales atunci când ai suferit o operație de micșorare de stomac, atunci când ai pierdut multe kilograme, corpul tău are nevoie de anumite ajustări. Și am o invitată surpriză, o invitată specială și mă bucur că astăzi sunt alături de Ozana Barabancea. Ozana, arăți minunat, ești super, erai frumoasă și înainte, da. Acum ești... ca o adolescentă. Am venit aici la fabrica de zâne la doamna doctor Carmen Giuglea, care, mă rog, a avut grijă de corpul meu și mi-a sugerat să fac un lifting circular pe care l-am făcut acum 6 luni. Nu mi-este rușine prima intervenție să spun. De remodelare, da. După ce slăbisei câte kilograme, Ozana? 40. După ce doamna doctor îți făcuse micșorare de stomac? Doamna doctor Rubin Muntean mi-a făcut micșorare de stomac. Așa. La Spitalul Monza. Apoi am venit la doamna doctor la sugestia domnului doctor Rubin Munteanu și cred că am făcut alegerea cea mai bună. Pentru că doamna doctor știe ce face, știe ce să-ți recomande și știe cât și cum. Adică este omul potrivit la momentul potrivit și are o echipă extraordinară. Într-adevăr, o operație foarte interesantă, dar m-a schimbat categoric. Sunt alt om. De foarte multe ori mă uit în oglindă și zic, Doamne, eu sunt asta. Și tu am făcut și blefaroplastie, vreau să-ți spun. Poate nu te-ai prins, dar hai am făcut-o. Hai să ne spui, deci după ce ai slăbit foarte mult, 40 de kilograme, cât ai slăbit, cam așa, simțeai nevoia unor mici ajustări. Da. Și prin ce intervenție ai trecut după? Lifting circular. Da, asta înseamnă că din talie... Este o tăietură 360 de grade în jurul șoldului. Este acoperită de lingeria intimă, nu deranjează pe nimeni. Am scos un exces de piele de pe burtă și sunt foarte bine conturat, adică mi-a făcut un corp de 20 de ani. Deci, iată, beneficiile sunt, în primul rând, din punct de vedere estetic și psihic, da? Te simți foarte bine în pielea ta. Deci încă nu îmi vine să cred că sunt eu. Și apoi, cred că și din punct de vedere al sănătății, pentru că știm, kilogramele în plus aduc niște probleme de sănătate. Sincer, kilogramele în plus, dacă nu te deranjează, n-au decât să rămână acolo. Dar pe mine mă deranjau foarte tare, eu deja înaintasem în vârstă. După 45 de ani slăbești mult mai greu și singura soluție de bun simț a fost gastric sleeve-ul, deci operația de micșorare de stomac. Și am auzit că cea mai bună din țară este doamna Carmen Giuglea, care știe, se pricepe foarte bine la post-bariatrici. Deci cazul meu de post-bariatric a fost preluat de doamna dr. Carmen Giuglea și iată că... am meritat. Ești mulțumită de rezultate. Iar astăzi, ce intervenție faci? Astăzi, pentru că mă dor foarte tare spatele, am să-mi ridic bustul, fără niciun fel de altă cosmetizare. Pentru mine, faptul că micșorez și ridic o să fie foarte, foarte bine pentru spate, că nu o să mă mai doară spatele. Pe sine în pumnii. Doamne ajută. Să fie o reușită și vorbim după, la câteva luni, sper să te simți extraordinar, așa cum de altfel te simți sunt, și acum. Sunt convinsă că o să iasă bine pentru că am feedback-uri pozitive de la toți cei care au intrat pe mâna doamnei Carmen Giuglea. Am vorbit cu Ozana Barabancea, trebuia să discutăm și cu doamna doctor Carmen Giuglea, medic primar chirurgie estetică, pentru că doamna doctor ne poate explica cel mai bine ce constă chirurgia aceasta post-bariatrică. Chirurgia post-bariatrică este, de fapt, chirurgia conturului corporal după slăbirile masive în greutate, mai ales după operația de tăiere a stomacului, de fapt. Deci ați indica-o persoanelor care trec printr-o astfel de procedură și care slăbesc de la câte kilograme în sus, doamna doctor? Slăbirea poate fi variabilă, dar în general acești pacienți slăbesc mai mult de 30 de kilograme, 30, 50, chiar 100 de kilograme. Și dacă n-ai face această intervenție de remodelare corporală, pielea cum ți-ar arăta? Adică pacientul bănuiesc că simte nevoia unor astfel de intervenții. Sigur că da, pentru că arată inestetic. Pacientul acesta va avea falduri de piele care îl deranjează atât din punct de vedere estetic cât și funcțional
împiedicându-l să facă activități sportive, predispunând la diverse boli de piele datorită umidității și a disconfortului. Deci, iată, sunt extrem de utile astfel de intervenții de remodelare corporală după ce ai slăbit, după ce ai avut intervenția bariatrică. Ce zone remodelați la femei, ce la bărbați? Sunt tehnici speciale? Remodelarea se adaptează fiecărui pacient în parte, pentru că nevoile depind pe de o parte de kilogramele slăbite, pe de altă parte de vârsta pacientului, de calitatea pielii lui. Și atunci trebuie să te adaptezi fiecărui caz. Sunt pacienți care au nevoie doar de modelarea abdomenului sau a feselor. La femei, în general, și sânii sunt necesari de a fi remodelați. Și, în plus, brațele și coapsele. Cam aceste 5 zone sunt cele care au nevoie de corecții. Și când ar trebui să afle pacientul despre astfel de corecții? Înainte de intervenția bariatrică, înainte de a slăbi, după ce s-a făcut această intervenție, la ce interval de timp de la intervenția bariatrică poți face toate aceste remodelări corporale? Cum ar trebui procedat? Corect ar fi ca pacientul să știe de la bun început, dinainte de operația pe stomac, ce îl așteaptă în viitor. Ar trebui să fie informat cam în cât timp va slăbi, ce urmează după această procedură de slăbire, că sunt necesare aceste corecții. Deci, practic, înainte de operația pe stomac, după părerea mea, ar trebui să știe de la chirurgul plastician ce urmează și, eventual, și un psiholog să îl consilieze, astfel încât să îl ajute să treacă mai ușor prin această perioadă de incertitudini, de întrebări, da, pe care și le pune, pentru că el nu știe dacă ceea ce îi se întâmplă lui este normal și are nevoie să fie susținut pe toată această perioadă, de, și din punct de vedere psihologic, de un psiholog. Sunt intervenții ușor de suportat de pacient? Ce se întâmplă după, atunci când ies și anestezia s-a terminat? Ajungi acasă, trebuie să ții cont de anumite lucruri? Având în vedere că necesitatea corecțiilor este multiplă și că, în general, fiecare pacient își dorește să termine cât mai repede această procedură de corecție, este nevoie să se grupeze mai multe zone de a fi corectate în același timp. Și atunci, implicit, faci niște intervenții chirurgicale mai laborioase, mai de lungă durată și care implicit determină și o recuperare un pic mai dificilă. Deci nu sunt intervenții simple, nimeni nu poate să susțină lucrul acesta, pacientul trebuie să fie conștient de acest lucru, dar în același timp trebuie să înțeleagă că prețul plătit merită. Merită și mai ales la ce interval de timp poți spune că admiri aspectul, te simți bine în pielea ta, ai scăpat de durere, ai scăpat de, eu știu, de disconfortul imediat de operație. În general reușești să termin corecțiile acestea până aproximativ 4-5 luni, având în vedere că și între cele două intervenții mari, care în general determină, înseamnă corecția a 2-3 zone, e nevoie de o perioadă, de un interval liber în care pacientul să se refacă. Și atunci, de când începi corecțiile până când le termini, trec aproximativ 5-6 luni. Și ne puteți spune, pentru că aveți o vastă experiență din ce discutați cu pacienții după, care sunt beneficiile acestor intervenții? Să știți că beneficiile sunt multiple. Pe de o parte sunt beneficiile din punct de vedere estetic, pentru că pacientul obține un contur corporal agreabil, care îl ajută să se simtă bine în pielea lui. În legătură directă cu acest beneficiu estetic este cel psihic, psihologic, care pentru că foarte mult. Clar, pentru că pacientul își recapătă încrederea în sine, își îmbunătățește viața socială, da? Devenind mult mai stăpân pe el însuși. Și în același timp, beneficiu funcțional nu este nici el deloc de neglijat. Mă refer la acela că pacientul poate să facă din nou activități sportive, da, care erau imposibile practic în perioada în care avea acele falduri de piele și dispare și disconfortul determinat de posibilele boli de piele pe care le poate avea inițial.
Cred că este foarte important medicul care face această intervenție. La ce ar trebui să fim atenți atunci când vrem astfel de intervenții de remodelare corporală după ce am slăbit foarte mult? De ce să alegem un chirurg specializat? Altfel, ce riscuri pot apărea? Să știți că orice chirurg plastician poate efectua corecțiile separate ale fiecărei zone. Specificul acestor pacienți postbariatrici constă în necesitatea de a corecta mai multe zone în același timp. Și ordinea de corecție este importantă, trebuie știută, pentru că zonele se influențează unele pe altele și atunci e important cu ce începi. Și, practic, ajungi să termini corecțiile într-un timp mult mai scurt decât dacă le-ai face separat. Practic, în asta constă, să zic, specificul unui chirurg postbariatric. Dar altfel pot apărea și riscuri, nu știu, efecte secundare, nedorite? Riscurile ar consta cel mult într-un rezultat estetic, să zic, satisfăcător sau bun și nu bun sau foarte bun. Clar și complicațiile ar putea avea o rată un picuț mai mare. Lucruri semnificativ diferite nu cred că ar putea fi. Ele constau mai ales din punctul de vedere al rezultatului estetic. Rămân cicatrici? Rămân semne foarte mari? Rămân cicatrici. Nu poți să îndepărtezi un surplus mare de piele fără să rămână cicatrici. Maestria chirurgului plastician constă în a face ca aceste cicatrici să fie cât mai discrete și plasate în zone care să poată fi ascunse. Și bănuiesc că în timp oricum cicatricea o să arate din ce în ce mai bine sau o să dispară cumva cât da, mai... Da, orice cicatrice se stompează cu timpul. Poate fi ascunsă și sub un ușor tatuaj, depinde de fiecare persoană în parte cum consideră. Există și contraindicații, doamna doctor? Sunt și persoane care, chiar dacă își doresc, nu pot face aceste intervenții de remodelare corporală? Există. Atunci când pacientul are niște boli asociate care i-ar pune viața în pericol la o anestezie de lungă durată, trebuie să ne abținem. De asemenea, dacă are așteptări nerealiste și nu înțelege că nu se pot face aceste corecții decât cu un anumit preț și în anumite condiții, da? Dacă nu înțelege lucrul ăsta, atunci mai bine nu faci. Și cam astea ar fi, de fapt, contraindicațiile. Există riscul ca în timp kilogramele să revină și să te îngrași din nou? Există riscul. Beneficiul în plus al chirurgiei postbariatrice ar fi că creează motivația pacientului să-și mențină ceea ce a obținut, respectiv conturul corporal frumos, obținut cu greu. Că până la urmă intervențiile acestea constituie un efort pentru oricare pacient. Și mă gândesc că fiind scos acel surplus de piele, adică parcă și pielea te îndeamnă să rămâi la greutatea obținută, da, adică mai greu te sunt te mai îngrași. Pacienți care spun că atunci când încep să ia în greutate, simt pe pielea lor, cumva cicatricile nu te lasă să te îngrași. Da. Da, și atunci își aduc aminte că nu e bine. Deci iată o motivație în plus în a face aceste intervenții de remodelare corporală atunci când este cazul, atunci când ai nevoie de ele. Vă mulțumesc din suflet, doamna doctor, pentru sfaturi și pentru tot ce ne-ați povestit în fața camerei. Sper să fie de ajutor celor care ne urmăresc, pacienților cu kilograme multe în plus. Am purtat această discuție și din punct de vedere estetic, dar mai ales din punct de vedere al sănătății, pentru că acele kilograme în plus nu sunt de dorit, pentru că ele de multe ori vin la pachet și cu alte probleme de sănătate. Deci, iată, dacă vă doriți acest gen de intervenție care să vă ajute să vă facă viața mai frumoasă și să vă facă să vă simțiți bine în pielea voastră, mă bucur că am avut astăzi ocazia să aflăm amănunte și sper că v-am convins. Repet, pentru cei care au nevoie de aceste intervenții. Suntem la Ziarul de Sănătate, rămâi alături de noi pentru că întotdeauna avem lucruri frumoase să-ți povestim. Pe curând!